În ultimele zile, prețurile carburanților au suferit modificări în multe stații de alimentare din țară. Cea mai mare companie petrolieră de pe piața românească a ieftinit benzina cu 22 de bani și motorina cu 16 bani. Ieftinirea vine după prăbușirea cotațiilor la țiței pe piețele internaționale, de la 100 la 40 de dolari pe baril în doar un an. O benzinărie din Giurgiu a afișat astăzi un preț de 5 lei și 6 bani pentru un litru de benzină și 4 lei și 92 de bani pentru unul de motorină. Motorina a coborât sub 5 lei pe litru în mai multe benzinării din țară, în timp ce benzina costă cu câțiva bani mai mult. Specialiștii spun că tendința de ieftinire a carburanților va continua și în următoarele luni, dar chiar și așa, un litru de benzină sau motorină este mai scump decât în țări mai dezvoltate și cu salarii mai mari, precum Spania, Franța și chiar Germania. Carburanții se vor ieftini și în perioada următoare pentru că scăderea cotației barilului de petrol nu a fost transmisă încă în totalitate prețurilor de la pompă. În ciuda ieftinirilor, benzina rămâne scumpă în comparație cu alte țări, România clasându-se pe locul 8 în topul european. În ceea ce privește motorina, cel mai vândut sortiment de carburant din țara noastră, situația este și mai rea. România este doar la jumătatea clasamentului european al prețurilor.